Dragi telespectatori, Hristos a înviat. Duminica a cincea, după praznicul învierii Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos este cunoscută și ca Duminica Samarinencii. Vă invităm să vorbim despre această duminică și despre înțelesurile duhovnicești ale acestei zile frumoase cu Părintele Răzvan Mare, preot la Biserica Adormirea Maicii Domnului din cartierul bucureștean Rahova. Părinte, Hristos a înviat, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și că ne sunteți gazdă aici în biserica în care slujiți lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru invitație și noi nu suntem gazdă, ci Maica Domnului care este gazda noastră tuturor și este ocrotitoarea acestei biserici și parohiei noastre. Vă mulțumim tare mult, așa este. Părinte, vă mulțumim, așa cum spuneam, că ați acceptat invitația noastră, avem o temă frumoasă. Vorbim despre Duminica Samarinencii. Sigur că fiecare duminică de după învierea Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos are un înțeles duhovnicesc profund. Vorbim despre o tămăduire, vorbim despre o încredințare, despre dobândirea unei credințe mai tari și despre felul în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos se apropie, iată, față de cel în suferință, în Duminica Slăbănogului, față de cel care poate nu vede cu ochii trupești, dar este luminat de ochii sufletești spirituali, vorbim despre Duminica Orbului din naștere și iată vorbim despre tămăduirea pe care însuși Domnul o săvârșește față de cei care îl poartă pe Dumnezeu în inima lor. Înainte de toate și înainte de a vorbi despre înțelesurile duhovnicești ale acestei duminici, Părinte, ce s-a întâmplat în această duminică sau de ce face aducerea minte pericopa evanghelică ce se va citi în duminica aceasta în toate bisericile noastre ortodoxe? Vedeți, exact cum a spus și Sfinția voastră, există o pedagogie a lui Dumnezeu în rânduiala lucrurilor așezate în lume. Mântuitorul Iisus Hristos prin înviere arată că este Domn al vieții, că a biruit moartea și a sfârâmat porțile iadului. Prin urmare, ceea ce trăim noi între înviere și înălțare și implicit cincizecime, este o formă, să spunem, mai plenară, mai puternică, în care îl identificăm pe Hristos ca izvor al vieții și al sănătății. Ca cel care ne poate da, este tămăduitor al sufletelor și al trupurilor noastre. El tămăduiește nu numai trupuri, ci tămăduiește și suflete. Vedem că în Duminica patra a tămăduit un om bolnav de paralizie, de 38 de ani. Cumplit. Și vedem că el a tămăduit în Duminica a treia, ca temă a pericopelor evanghelice, a tămăduit pe femeile mironosițe de teamă, de neîncredere. Lucru pe care l-a săvârșit cu Toma, cu credința. Dar vedem ceva. Că după fiecare tămăduire urmează o îndrumare. Urmează un mic anon pe care Mântuitorul îl dă. Ce îi spune lui Toma? De acum să fii credincios și nu credincios. Ce le spune femeilor milonosițe? Bucurați-vă! Pe femei milonosițe l-a tămăduit de tristețe. Și ce l-a zis? Bucurați-vă! Paraliticului, cel care era bolnav de paralizie, ce i-a spus? S-a dus numai când el, după actul tămăduirii, acest om fost bolnav, se retrage unde merge el după ce este vindecat? La sinagogă, care prefigurează biserica. Să-i mulțumească lui Dumnezeu. Întrebat fiind cine l-a vindecat, Doamne, nu știu. O știu că am fost vindecat. Și acolo, la sinagogă, Mântuitorul vine după el. Foarte important, e cutremurător.
și spune, acum te-ai tămăduit, ia seama să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție mai rău. Ce este asta? Este forma de mărturisire care se săvârșește în biserică, recomandată de însuși Hristos, nu afară, în afara ei, și care dă recomandarea, sfatul sufletesc, arătând că pentru păcatele lui avea această boală. Și îi spune, ia seama să nu mai greșești. Dar cum o face Mântuitorul? O face între patru ochi, într-o discreție care pe noi cei de astăzi ne copleșește. În acea indiscreție și în acel tăvălug al lumii, Hristos pentru omul bolnav găsește totdeauna timp și spațiu. Pe de altă parte, este foarte interesant că Mântuitorul aduce numai tămăduire, dar și recomandare. Nu numai tămăduire trupului, dar și sufletului. Astăzi, că vorbeam de femeia samarineancă în Duminica Cincea, cum putem identifica? Vedeți? Ca și în cazul celui care era singur și bolnav de paralizie, nu este adus el la Mântuitorul, ci Mântuitorul vine la el arătând că Mântuitorul este aproape de omul în suferință, spre a-i îndepărta singurătatea. La femeia samarineancă, tot Mântuitorul vine la fântâna lui Iacob și îi cere apă. El este cel care stimulează și deschide un dialog. Cine era această femeie? Făcea parte din neamul samarinenilor, în muntele Samaria. Ei aduceau o formă de politeism, aduceau adorare mai multor zei, printre care și Dumnezeului cel adevărat din Vechiul Testament. Ca urmare acestui lucru, ei erau considerați de către poporul iudeu de la vremea respectivă niște oameni inferiori, undeva la marginea societății, cu care nu este bine să intri în contact. Mântuitorul intră în contact, ba mai mult decât atât, îi cere și apă acestei femei, arătând prin aceasta că acolo unde omul îl situează pe alt om, la periferia societății, Dumnezeu vine și alături de el, arătând că și în cazul acesta al samarinencii înlătură singurătatea poporului în relație cu ceilalți. La prima parte a dialogului vedem că este undeva abstract. N-ai înțelege mare lucru. Mântuitorul îi cere apă, ea spune, dar de ce vii la mine să bei, că tu ești un bărbat iudeu? Și spune că dacă vrea apă, poate să-i dea și el, dă apa cea vie. Ea îi replică spunând, cum să-mi dai apa cea vie, că n-ai nici găleată și fântâna este foarte adâncă, nu înțelege la ce se referă Mântuitorul. Apa cea vie era harul Mântuitorului de care vorbește Hristos. Ei bine, prin aceasta vedem că Mântuitorul elimină anumite bariere de mentalitate colectivă. Aceste bariere, care sunt bazate pe niște preconcepții și care nu au legătură cu iubirea plenară a lui Dumnezeu, o iubire mântuitoare. Arătând Mântuitorul prin aceasta că Evanghelia sa nu este numai pentru poporul iudeu, ci este și pentru samarineni
și pentru elini, și pentru barbari, și pentru tot neamul omenesc. Arătând universalitatea credinței creștine, care depășește și înfrânge barierele, să spunem, ale mentalităților de la vremea respectivă, care nu făceau altceva decât să aducă o situare inegală a omului față de om. Să știți că niciodată perspectiva culturală nu trebuie să separe pe om în atât de mult încât el să nu socializeze, să nu vorbească. Cum poți răspândi cuvântul lui Hristos dacă tu nu socializezi, nu vorbești? E bine, este foarte interesant că Mântuitorul aduce o vindecare acestei femei. Vorbind despre o vindecare a femeii ca aspect personal al acestei femei samarinence și unul general, cel personal se referă la o vindecare. Și o să reproduc textual, îi spune Mântuitorul, du-te și spune că s-a întâlnit cu el și bărbatului tău. Și ea spune, n-am bărbat. Și Mântuitorul îi spune, 5 ai avut și nici cel care este acum nu este al tău. Arătând nestatornicia ei în iubire. Și Mântuitorul îi aduce această alinare și vindecare, demonstrându-și, arătându-i că toate acestea vor măcina sufletul ei o viață întreagă. Din perspectivă generală, Mântuitorul ridică femeia la egalitate cu bărbatul, pentru că în vremea respectivă, femeia era considerată de societățile antice, mai puțin la iudei, dar în mentalitățile antice, femeia era o fel de proprietate a bărbatului. E, aici Mântuitorul vine și stă de vorbă cu ea, îi umește și pe apostoli. Apostolii, știm bine, erau plecați în cetate, au cumpărat ceva de mâncare și ei când se întorc, îl văd pe Mântuitorul că stă de vorbă cu această femeie. Ei sunt uimiți și spune Scriptura că un bărbat iudeu stă de voie cu o femeie și nu orice femeie, ci una samarineancă. Arătând aceste raporturi care sunt ale unor convenții false, sterile, ineficiente, arătând în același timp demnitatea, cerându-i apă, arată Mântuitorul demnitatea la care este chemată femeia. O demnitate aceea de a fi născătoare de viață, în trupul căreia se plămădește viața. Și nu în ultimul rând, femeia samarineancă asumă biserica de mai târziu, în care toți ne regăsim, ca cei care venim să luăm apa cea vie, care este harul mântuitor și curățitor, că de aceea găsim în Faptele Apostolilor această formulă de adresare pe care noi o folosim în actul liturgic, harul Domnului nostru Iisus Hristos, harul cel mântuitor și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Acest har mântuitor care se împărtășește în biserică prin iubirea lui Dumnezeu, în lucrarea Duhului Sfânt, în lucrarea sfințitoare, tămăduitoare a harului Sfântului Duh. De aceea vedem această lucrare a lui Dumnezeu, această verticalitate prin care îl cheamă Dumnezeu pe om din starea de orizontalitate, adică îl cheamă la această unire cu Dumnezeu. Apa cea vie
la care Mântuitorul o cheamă pe samarineancă ca să se adapte și ea să bea, este tocmai puterea de înțelegere și, repet, demnitatea la care este chemat omul, că e bărbat sau femeie, spre mântuire. Părinte, știm că în vremea Mântuitorului Hristos, poporul iudeu avea această mentalitate de a desconsidera pe cei care făceau parte din alte popoare. Ne aducem aminte că nu doar acest dialog pe care îl are cu femeia samarineancă, cât și dialogul cu femeia cananeancă avea să îi uimească pe apostole, așa cum a spus mai devreme. Ne aducem aminte că atunci când a venit acea femeie cananeancă la Mântuitorul Hristos să ceară să-i vindece fata care spune că avea un duh, Mântuitorul spune aceste cuvinte: nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor, arătând de fapt mentalitatea pe care o aveau iudeii, considerându-i pe cei care erau de alte popoare câini. Și Mântuitorul Hristos, sigur că prin acest dialog pe care îl are cu femeia cananeancă, avea să spună la final: o femeie mare este credința ta, fie ție după cum voiești, și s-a vindecat fiica ei în ceasul acela. La fel și cu femeia samarineancă, așa cum foarte frumos a spus mai devreme, Mântuitorul Hristos a vrut să arate că acest cuvânt al Evangheliei nu este doar pentru poporul iudeu, ci este pentru toată lumea, pentru toată umanitatea. Iată și noi, românii, suntem primitori ai acestei vești bune, ai Evangheliei, pentru că asta înseamnă și Evanghelia, pe care am primit-o de la unul dintre apostolii săi cei prea iubiți, Sfântul Apostol Andrei. Părinte, ca să devenim și noi purtători ai Harului lui Dumnezeu, ca să putem să gustăm și noi din apa aceasta vie la care ne cheamă Hristos, duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, la fiecare dumnezeiască și sfântă liturghie, trebuie să ne deschidem și noi inima și sufletul, să ne deschidem ochii sufletești până la urmă, ca să putem să-L vedem pe Hristos, să-L simțim și să trăim așa cum se cuvine sfintele slujbe și până la urmă viața aceasta pe care însuși Domnul ne-a pus înainte. Părinte, din această deschidere a Mântuitorului Hristos, suntem, așa cum a spus mai devreme, cutremurați. Iată, cel bolnav de 38 de ani se bucură de atenția Mântuitorului Hristos. Orbul din naștere este de asemenea vizitat de Mântuitorul Hristos. Noi cei care astăzi poate uneori ne simțim singuri, poate suntem în necazuri, poate suntem tulburați, poate avem anumite încercări în viața noastră, suntem încredințați în aceste duminici, suntem încredințați, iată, de Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, că Hristos este întotdeauna cu noi, că de fapt nu suntem niciodată singuri. Oricât de mult ne-ar năsa oamenii singuri și oricât de mult am spune că poate în zilele noastre sunt prea puțini oameni care își mai găsesc oameni. Știți ce se întâmplă? Este foarte interesant și aș vrea să fac această precizare. Mântuitorul ne arată chiar în cele 6 pericope evanghelice până la înălțare că nu orice boală, fie ea cumplită, nu orice boală este un efect al păcatului. Omul are tendința de a judeca bolnavii, de a judeca pe ceilalți. A greșit, dacă e un copil bolnav sau dacă e o persoană adultă bolnavă, are această tendință de a judeca părinții, bunicii. Este o formă de primitivism, spun eu, spiritual, pentru că în duminica șasea, la vindecarea orbului din naștere, este întrebat de ucenici: cine a greșit de așa? El sau părinții lui? Și nici el, nici părinții lui, ci se pentru a se slăvi lucrarea lui Dumnezeu în lume. E răspunsul tuturor indiscreților și tuturor judecăților și bârfelor acestei lumi. Față de cel bolnav, trebuie să ai o atitudine de compasiune, pe de-o parte, de înțelegere, dar pe de altă parte, o atitudine spirituală, duhovnicească, corespunzătoare. Să te rogi pentru el. Pentru iertarea păcatelor lui, lasă-o să o facă el cu duhovnicul. Pentru că e posibil ca el să se curățească și tu să rămâi cu judecata.
Dacă nu știi de ce vorbești, este foarte interesant să nu mai judecăm. Vedeți? Vreau să fac această precizare. Mântuitorul nu a judecat-o pe femeia cananeancă, ci doar a spus despre ea. Ea mărturisit realitatea. Și unde? Între patru ochi. Ce cheamă pe soțul tău, pe ei n-am, pe cinci ai avut, nici ăsta care nu e al tău. Arătând instabilitatea ei în iubire, în afecțiune. Ce vrei până la urmă? Este un reproș pe care îl face Dumnezeu. Dar unul spre îndreptare. Nu unul din acesta opulent să se vadă și nu de judecată. Celui care este bolnav de paralizie, ce îi spune? Ai grijă să nu mai păcătuiești. Dar îi spune între patru ochi. Păi dacă ar fi fost public, toți l-ar fi judecat. Dar Hristos n-a făcut-o, ci l-a iubit și l-a iertat. Și a zis, ia-ți patul tău și umblă. Femeie samarinence îi dă apa cea vie. De femeia samarineancă și de samarinen, de care toți se fereau și pe care toți îi judecau din poporul evreu la vremea respectivă. Așa era gândirea, așa era mentalitatea. Pe de altă parte, să știți un lucru, îi găsesc o formă de înțelegere pentru a nu pica în politeism. Și trebuia oarecum să rămână pe această traiectorie, știind că au avut antecedente în a abdica de la dreapta credință. Și probabil că acesta era modul de adresare, de coerciție. Dar de aici a devenit prea mult. Și când a devenit prea mult, vine Mântuitorul și le spune, în regulă, vă înțeleg de ce, dar nu e cazul. Dumnezeu este cu voi. De acum lucrurile stau altfel. Și voi rămâneți popor ales, dar toți sunteți aleși spre mântuire. E, partea aceasta n-au înțeles-o. Iar Mântuitorul vine și arată că pe cei pe care îi consideri ca paria societății, cei care sunt nebăgați în seamă, aceia vor lua cu asalt împărăția cerurilor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne putem număra și noi printre cei care vom deveni părtași ai bucuriei învierii Mântuitorului Hristos și în viața care urmează și pe care o așteptăm cu toții, întărindu-ne în credință și căutând să împlinim prin fapte cuvântul Evangheliei aici pe pământ. Părinte, din păcate, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru frumoasele și ziditoarele de suflet cuvinte pe care le-ați rostit și vă așteptăm și într-o ediție viitoare. Vă mulțumesc frumos, sărutăm la Maica Domnului să ne ocrotească, să ne binecuvânteze pe toți. Mulțumim tare mult, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând și Hristos a înviat!